6 tone de heroină au fost confiscate de autoritățile iraniene și 11 persoane au fost arestate. Drogurile urmau să ajungă în Europa. Ministerul de Informații din Iran a anunțat că a destructurat cu această ocazie numai puțin de 5 carteluri internaționale de droguri. Publicația pakistaneză Defense notează că autoritățile de la Teheran se confruntă cu o reală problemă în ceea ce privește traficul de droguri, având în vedere că Iranul se învecinează cu Afganistan, cel mai mare producător de opium la nivel global, și cu Pakistan, una dintre principalele rute de tranzit din regiune. Numai în anul 2012, autoritățile iraniene au confiscat 2/3 din totalitatea de opium vândută ilegal la nivel mondial și o pătrime din cantitatea de heroină și morfină confiscată la nivel mondial. Poliția italiană a capturat săptămâna trecută un transport de 270 de kg de heroină ascuns într-un container care a sosit în Europa pe o navă din Iran. Este cea mai mare captură de droguri din Italia din ultimii 20 de ani. Câteva mii de militari americani au fost dislocați la granița cu Mexic pentru a spori măsurile de securitate în contextul în care marți au intrat pe teritoriul Statelor Unite mai multe autobuze care transportau aproximativ 400 de migranți. Secretarul de stat al apărării, Jim Mattis, a vizitat miercuri zona frontierei și a ordonat soldaților să construiască garduri de sârmă ghimpată și să înalțe baricade pentru a împiedica orice tentativă a migranților de a pătrunde ilegal în Statele Unite. Recent, președintele Donald Trump le-a sugerat soldaților să folosească armele din dotare dacă migranții ar încerca să forțeze trecerea frontierelor. Preț record pentru diamantul Pink Legacy. Piatra a fost achiziționată pentru prețul de 50.370.000 de dolari de un bijutier la fel de celebru, Harry Winston. Piatra de aproape 19 carate este tăiată dreptunghiular și este cel mai mare diamant de culoare roz din istorie. Evenimentul a fost găzduit de casa de licitații Christie's din Geneva. Licitația a început de la suma de 30 de milioane de dolari și în numai 5 minute de licitare, legendara piatră roz a devenit titulara recordului mondial pentru preț plătit per carat pentru un diamant roz la o licitație. Pink Legacy este clasificată ca un diamant Fancy Vivid, adică are cel mai înalt grad de intensitate a culorii. Doar unul din 100 de mii de diamante primesc această clasificare. Șeful casei de licitații Christie's a declarat că noul proprietar a decis să redenumească diamantul. Piatra va fi cunoscută de acum înainte ca Winston Pink Legacy.